Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferență. Aniversăm 100 de ani de pasiune, curaj, bucurie și har. 100 de ani de când luminile Operei Naționale s-au aprins. Împărtășește cu noi bucuria unei vieți petrecute pe scenă balerina Simona Șomăcescu. 15 ani a fost prim-balerina Operei Române. Bucuriile ei, suferințele, succesele și lacrimile aparțin scenei. Astăzi gustăm din ele. Bun venit! Bine v-am găsit, Florentina, și mă bucur să mă aflu în această emisiune pe care o urmăresc de mulți ani. Și dăm voie să adaug la prezentarea ta. Am avut onoarea nu doar să fiu prima balerină a Operei Naționale București, dar și angajat coregraf și apoi directorul Baletului Operei Naționale București. Și acum profesoară, da, nu? În prezent sunt conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ionuca Caragiale din București. Predau la Departamentul de Coreografie, unde coordonez programul de master coreografie și performanță în dans, ceea ce reprezintă, în fapt, studiile aprofundate în pedagogia dansului. Cam mult am vorbit. Wow. Simona, mi-ai adus aici o pereche de pantofi de balet, nu? Chin și extaz oferă pantofii aceștia pentru cele care îndrăznesc să viseze și să-i poarte și să facă performanță pe scenă. Spune, când ți-ai pus în picioare prima pereche de pantofi de balet, de poante? E bine să utilizăm corect terminologia. Da. Tu învață-ne, doamna profesoară, te rog. Se cheamă poante, da? Așa. Are legătură cu faptul că balerina stă în vârful degetelor, da? Exact, deci, așa. Deci împunge, așa, practic, podeaua, așa, wow, este. Acum, cred că mi-am pus poantele pentru prima dată, elevă fiind la liceu de coreografie, pe care l-am absolvit în 1987. Însă, poantele sunt simbolul balerinei clasiciene. Da. Trebuie să precizăm acest, da, lucru, pentru că astăzi avem mai multe genuri coregrafice. Tu ești protagonista, vorbind despre ceea ce ai făcut tu. Exact. Iar aceste poante, uh-huh, s-au născut într-o epocă în care femeia era idealizată, în epoca romantică, da? Și atunci, ca să vizualizeze această idealizare a femeii, balerinele se ridicau pe vârfuri. Pe vârfuri și chinuiau îngrozitor degetele. Așa este. Cum ai făcut și tu, de altfel. Da, așa este. An de zile, cu răni, nu, teribile, cu sânge, curgând la propriu pe podea. Să știi, Florentina, că eu în general nu vorbesc despre acest aspect. De ce? Implică multă suferință? Mi se pare un aspect extrem de intim, personal. Adică durerea care există în spate nu trebuie niciodată să o promovăm. Nu trebuie să așteptăm să obținem recunoașterea valorii noastre în raport cu dificultățile pe care le înfrângem. Asta rămâne la noi. Și ce scoatem în evidență? Reușita noastră. Doar reușita, doar performanța. Doar reușita și emoția spectatorilor. Unora li s-ar putea părea că se ajunge ușor la ea, fără chin, fără suferință, fără durere la propriu. Noi vindem în sensul acesta o imagine, mm-hmm, idealizată. Uite aici, superbă imagine, nu? Și n-aș vrea să renunț la această poziția mea pe care am avut-o într-o carieră de aproape peste 30 de ani în total, în sumează. Deci, orice m-ai întreba vis-a-vis de acest aspect extrem de personal, îmi pare rău, n-am să-ți răspund. O să zici pas. Pas. Dar mă gândesc că dormeai cu ei lângă tine, nu? Bine, nu. Ăștia nu sunt purtați, nu? Nu dormeai cu ei? Nu, nu. Nu îi adorai, nu... Era viața ta, poantele erau... Nu știu, te însoțeau, îți doreai foarte tare asta, pentru că știu că în familia ta nu au fost artiști, tu ești prima și singura, nu știu dacă ești singura deocamdată, poate vor mai apărea, dar știu că sora ta te însoțea, te ducea la liceul, nu, de coreografie și a fost un chin și pentru ea, pentru că era nevoită să te ducă zilnic, să te ducă să te ia. De la un anumit
moment, chiar din timpul școlii, poantele devin o a doua piele a balerinei. Practic, tu nu mai realizezi că este ceva ce atașezi labei piciorului tău. Mm-hmm. Second skin, spunem noi, da? Deci a doua piele. Nu dormeam. Nici când cu ele ajungă, în picioare, dar când nici ajungeam cu ele supernă. Acasă, cred că aveam grijă cum să mă recuperez, pentru că la cât este de important antrenamentul și repetițiile, la fel de important este recuperarea, recuperarea după o zi, după un spectacol și așa mai departe. Este foarte adevărat că îi datorez surorii mele mai mari faptul că am ajuns la liceu de coreografie. Ea a fost cea care a luat inițiativa. E drept și că se afla în drum spre liceul ei, ea absolvind liceul Nicolae Bolcescu, așa se chema, da, înainte de 1990, acum Colegiul Sfântul Sava. Iar sediul școlii de balet era pe calea Griviței, foarte aproape de calea Victoriei și practic îi datorez acest lucru că ea m-a adus la liceu de coreografie. Așa a venit să te vadă. Uite, aici avem imagini. A venit să te vadă, nu? Dacă te-a susținut atât de mult, bănuiesc că era și prezentă în sală de fiecare dată, nu? Toată familia? Întotdeauna, toată familia și mai mult decât atâta, fiecare dintre frații mei, pentru că noi suntem patru copii, eu sunt cea mai mică din familia mea, fiecare și-a pus amprenta pe formarea mea. Bună oară, sora mea, nu numai că m-a dus la liceu de coreografie, însă ea m-a dus la primele concerte la Ateneu Român, ea m-a dus la primele expoziții de artă plastică. Fratele meu cel mare este primul care mi-a vorbit despre regia de teatru, regia de film. Iar celălalt frate este cel care mi-a dat cele mai importante cărți să citesc în viața mea. Oh, minunat! Ce frumos! Și fără să... lucrurile au decurs foarte natural, adică nu a existat o presiune, n-am simțit că am renunțat la ceva ca să fac toate aceste lucruri. În niciun caz. Dar ei au fost permanent implicați în formarea mea, probabil și pentru că eram cea mai mică. Oricum, ambiția era a ta, nu? Da, motivația absolut era a ta, așa că la 15 ani tu erai laureată pe o scenă mare, exact, imensă. Am participat în școală, cred că la aproape toate concursurile, cele mai importante și astăzi din lume, prin dispensă de vârstă, pentru că nu aveam vârsta stipulată în regulament. Și la 15 ani, așa este, am dansat, am concurat la Moscova la concursul soliștilor de balet, iar eu eram încă elevă. Ceea ce este fantastic este faptul că eu nu realizam. Tot ceea ce îmi doream era să dansez. Să dansez. Pentru mine, locul unde doream să fiu tot timpul era în sală sau pe scenă. Dacă se întâmpla să mă convingă colegii sau prietenii să mai merg la câte o petrecere, luni de zile aveam sentiment de vinovăție că am pierdut o după-amiază fără să o lucrez, să o repete. Deci mă culcam seara cu o dorință absolută să treacă repede noaptea, să pot să ajung imediat în sală să studiez. Cred că este felul meu de a fi, pentru că acum când nu mai dansez, să știți că când lucrez un proiect, cam așa sunt, în ritmul ăsta, ard foarte tare. Ce înseamnă că nu mai dansezi deloc, nu mai intri în sală, nu mai ai plăcerea de a... Nu mai dansez public, pe o scenă, dar... însă sigur că există... Balerina nu ești numai până la o anumită vârstă când te pensionezi. Cred că până când mori și pe partea cealaltă în paradis, lângă Dumnezeu, dansăm. Toți care am avut acest privilegiu de a fi balerini. Da. Sub o formă sau alta încercăm să rămânem în acest domeniu după ce nu mai suntem interpreți. Minunat ce îmi spui.
Minunat. Ai fost cu misiune, ești cu misiune pe pământul ăsta, nu? Cred că oamenii care, cum spui tu, ai avut privilegiul ăsta de a fi balerină, da, nu pot veni întâmplător pe pământ, nu? Nu pot dărui atâta frumusețe și nu pot să-și piardă harul. Este important cum ajungi în artă. Pentru că dacă, și se întâmplă destul de des, văd în jurul meu, dacă copilul respectiv ajunge în domeniul artei ca o proiecție a unei dorințe neîmplinite a părinților, da, slabe înțeleg, șanse, nu neapărat să nu aibă rezultate, dar să guste din satisfacția aceasta. Și plăcerea dansului. Eu cred că primele amintiri le am cu mine dansând în casă pe muzica care era la radio. Deci nu mi-amintesc altceva decât o nevoie teribilă de a mă exprima numai prin dans. Simona, am văzut un interviu de-al tău acum 9 ani de zile și nu te-ai schimbat deloc, deși acum ai sărit de 50. Așa este. Arăți spectaculos. Mulțumesc. Ești superbă. Aș fi vrut să-ți vedem picioarele în toată splendoarea lor, dar deși ți-ai pus tocuri, o balerină nu poate să renunțe, nu, la tocuri chiar după 50 de ani. Așa este și e singurul lucru care mi-a rămas. De ce? Pentru că port tocuri foarte înalte, aproape că stau în vârfuri și mi-amintește că sunt pe scenă, dar de data asta pe scena vieții. Doctorul te lasă? Sau... Da, crezi că eu ascult de ce spune doctorul? De fapt, da. Da, nu știu de ce am întrebat asta. Nu. Doamne. Mi se pare extrem de feminin. Da. Așa cum între noi, femeile, într-un fel ne mișcăm când suntem pe tocuri și într-un fel când suntem pe călcâie. Pentru numele lui Dumnezeu, n-aș renunța la așa ceva niciodată. Mai spune. Simona, aveai 15 ani, visai să devii prim balerină. Nu visam funcția, atenție, prima balerina. În primul rând că vedeam toate spectacolele de la operă, toate, absolut toate, de un milion de ori. Cum terminam orele de balet, coboram în sala de spectacol și vedeam mari balerini ai operei pe care eu i-am prins, pentru că trebuie să amintesc, să spun publicului că încă din 1921, iată-te, noi anul acesta aniversăm 100 de ani de la semnarea actului oficial de înființare a Operei Române din București, încă din primul an au fost montate două spectacole de balet, Faunul și Nimfa, respectiv Arlechiniada, de către Roman Romanov. Deci cu toții sărbătorim astăzi împlinirea 100 de ani. Istoria este scrisă de fiecare generație în parte, care și-a avut nume strălucite de coregrafi, de maestri de balet, de interpreți. I-a urmat lui Roman Romanov Anton Romanovski, Vera Karali, Floria Capsali, Oleg Danovski, supranumit patriarhul baletului românesc, Tilde Urseanu, Vasile Marcu, Ioan Tugiaru, Alexa Mezincescu, Mihaela Atanasiu, Gelu Barbu și sunt foarte, foarte mulți coregrafi care au montat pe această scenă, prima scenă lirică a țării. De asemenea, interpreți de excepție, Irina Liciu, Gabriel Popescu, Magdalena Popa, Elena Dacian, Marinel Ștefănescu. Sunt foarte mulți, nici nu știu dacă pot să îi enumer și îmi cer scuze că... nu pot să-i amintesc pe toți. E adevărat, toți o istorie întreagă. Practic, n-avem cum. Ei au fost cei care mi-au populat copilăria și adolescența. Cu cine ești aici în fotografie? Aici în fotografie sunt cu maestru Ioan Tugiaru. E o fotografie pe care o iubesc foarte mult. Este exact dinaintea premierei Îmblânzirea Scorpiei, la una dintre repetițiile generale de scenă. Eu aveam 18 ani. 18 ani și erai deja, deci luasei deja acel concurs, statut de prim balerină? Nu încă a fost nu? Așa. Cum nu, a fost? Pentru că cutuma era, trebuia să petreci cam între 3 și 5 ani după absolvirea școlii de balet în ansamblu operei, un fel de ucenicie. Da. Însă, cred că maestru Ioan Tugiaru a văzut în mine ceva ce eu nici nu am îndrăznit vreodată să cred despre mine. A avut un curaj pe care eu nu cred că l-aș avea în locul lui astăzi.
S-a întâmplat pentru prima dată în istoria operei din București ca o premieră a unui spectacol, unui mare spectacol să fie încredințat unei debutante de 18 ani. Și a fost mare scandal. Scandal? Da, pentru că, repet, dușmanii, invidii. Nu neapărat dușmanii și invidii, însă exista foarte multă responsabilitate. În momentul în care maestru Ian Tugearu a propus ca eu să fac premiera împreună cu partenerul meu Tiberiu Almosnino, au fost discuții, a fost scandal și timp de o săptămână de zile înaintea datei premierei noi am susținut integral spectacolul, dând în fiecare zi vizionări cu comisii de la Consiliul Culturii, așa se chema pe atunci. Da. A fost o reușită a noastră, a fost o reușită a maestrului Ioan Tugearu, pentru că cred că întreaga cariera dumnealui ca și maestru de balet, profesor, coregraf, totdeauna a deschis omul ăsta drumuri tinerilor artiști, a descoperit tinere talente, ne-a susținut pe toți. Adâncă reverență, maestre. Din partea mea îmi face o onoare deosebită să pot să vorbesc despre dânsul. De ce? Și pentru faptul că pentru mine Ioan Tugearu nu este doar primul coregraf care m-a debutat, este și coregraful care a creat pentru mine cele mai frumoase spectacole. Imaginați-vă, mi-am încheiat cariera cu Ana Karenina, da, creat tot de maestru Ian Tugearu pentru mine. Dar, Simona, cum îți pregăteai poantele? Iată, pentru primul tău spectacol, aveai 18 ani, poantele astea nu vin așa oricum, nu? Veneau de la Paris și atunci? Atunci, până în 1990, trebuie ca lumea să știe că în Opera Națională București se lucrau și decorurile și costumele și aveam un atelier de confecționat poante. Poantele, confecționarea unei poante, clar că ascunde multe secrete care sunt transmise pe cale orală, din generație în generație. S-a pierdut această... Nu se mai fac la opera la română, opera nu mai există în România ateliere de confecționare. Deci atunci, poante, pe măsura piciorului tău, nu? Pe dimensiunile tale, pe fix, dimensiunile maestri, mele, mi le făceam ca și toate celelalte balerine în atelierul de confecționat poante. Însă, după 90, colegi din străinătate, prieteni, rude, trimiteau odată la 3 luni un box, un box mare de poante. Pentru că îmi protejau mult mai bine sănătatea labei piciorului. Ce ai tu acolo în mână? Știu că mi-ai cerut să-ți aduc o pereche de poante. Da, aș fi vrut uzate. Uzate, aș fi vrut muncite, da, acelea însă, de pe scenă. Așa este, însă sunt de neprezentat. Sunt de neprezentat. Nici nu am înțeles însă, că se uzează repede. Da, ți-am dat altceva, ți-am dat exact firma pe care o purtam eu. Da, nu știu dacă pot să o spun la televizor. Nu contează firma, contează picioarele tare care au făcut minuni și au făcut performanță. Și voiam să te întreb, erai, uite, după o astfel de performanță la 18 ani să intri în rol principal, ai fost lăudată, ai fost susținută, ai fost încurajată să-ți iei zborul așa precum n-a făcut-o nimeni niciodată? S-a întâmplat un lucru curios în 1988, eram în cea mai neagră perioadă a comunismului în care nu existau articole despre care să laude o personalitate sau un debut sau... Atunci a fost realmente o explozie. Mă și mir și am acasă tăieturile din toate ziarele. Așa. Care au comentat, pun ghilimele, nașterea unei mari balerine, spunea doamna Ileana Lucaciu, reputat critic de teatru. Cred că cel mai important lucru a fost că eu am câștigat publicul. Trebuie să explic un lucru. Un coregraf, un director de companie te poate promova într-un spectacol, dar ceea ce te consacră este publicul. Publicul este cel care în final decide dacă tu ești născută pentru a fi o stea sau nu. Și se pare că asta a fost întotdeauna când am comunicat cu publicul de pe scenă. Povestea cu a susține este o întrebare foarte bună. Sper să nu fie tendențioasă. Nu este deloc tendențioasă și am să o extind. În general, urmăresc, sunt la curent și în celelalte domenii artistice
mă bucur ori de câte ori tineri din alte domenii ale artei, teatru, film, muzică, câștigă tot felul de premii, ori internaționale, ori în țară. Dar ulterior nu mai auzim niciodată nimic de ei și noi glumim pe tema asta și când cineva vine și îmi spune am câștigat cu tare premiu, o, Doamne Dumnezeule, de aici înainte o să ți se închidă toate ușile. Nu, nu s-a întâmplat așa, însă în România nu există un cult, nu există o preocupare, pornind din școală și care să continue în companii, în teatre, în momentul în care descoperi un talent real și îl promovezi, trebuie să ai grijă ce urmează să interpreteze. Sigur, în Occident, Simona, aș vrea să explic un principiu. În Occident, când au de-a face cu un talent, ei văd în spatele acelui talent posibilitatea unor câștiguri financiare imense și atunci se pune un întreg sistem în mișcare care promovează acel om talentat care va ajunge să câștige milioane. În România nu ai în spatele, deci un om talentat nu înseamnă automat că va genera milioane de bani, de lei, de ron, de euro, ce vreți voi, pentru cineva. Și atunci viața unui artist este extrem de vulnerabilă. Tu cum ai făcut față, iată, acelui scandal, faptului că la o premieră atât de importantă... Da. A fost scandal pentru că, imaginați-vă, într-o companie de balet clasic, există o structură ierarhică în fruntea căreia... Care se respectă. Exact, care se respectă. Nu trece nimeni, sare etapele. Exact. Așa, însă ceea ce a mai avut, cred, maestru Ioan Tugearu de partea dumnealui, dincolo de faptul că a demonstrat, i-am dat vizionări și a demonstrat, asta e cea mai bună. Totuși eu nu eram o necunoscută în școală, aveam niște premii, fusesem la niște concursuri. Competiții adevărate, exact, grele. Adică nu eram de niciunde, mă născusem așa, de niciunde. Însă... e foarte dificil și mi-aduc aminte de perioada în care eu am fost directorul Baletului Operei Naționale București și vă mărturisesc că este foarte greu să promovezi pe cineva, pentru că ai deja o garnitură de prim soliști care rulează în mod constant rolurile. Și atunci eu, în această poziție de directoare, mi-am asumat riscul de a înfrunta scandal și reproșuri din partea actualilor prin soliști pentru a debuta o întreagă generație și asta am făcut de tineri foarte talentați care astăzi sunt capul de afiș al Operei Naționale din București. De ce? Pentru că așa s-a procedat și cu mine. Deci, pentru că eu am trăit acest lucru, la rândul meu l-am făcut pentru altă generație. Am avut nenumărate exemple extraordinar de pozitive, nu numai în persoana maestrului Tugearu, Ioan Tugearu, dar și în persoana doamnei Ileana Iliescu, extraordinară balerină, care de asemenea poate nu te plăcea neapărat ca persoană, însă în ruptul capului nu ar fi abdicat de la principiile ei artistice. Bună oară, poate nu mă invita acasă la dumneai, însă întotdeauna, în ceea ce mă privește, m-a susținut și a fost corectă. Și a fost foarte corectă cu mine, da. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, poate după anii 2000, după 2002, în 2003 te-ai oprit. Mm-hmm. În 2003 cariera ta a luat sfârșit, chiar așa s-a întâmplat? După 15 ani de statut, prim balerina Operei Naționale Române, dintr-o dată Simona Șomăcescu a dispărut, a plecat. Intrarea mea o făcusem printr-un scandal. Acum, retrospectiv, îmi dau seama că și ieșirea a fost tot printr-un scandal. La epoca respectivă, să fii prima balerina a Operei Naționale București, deschideai uși până la prim-ministru. Adică vă mărturisesc și se poate vedea. Astăzi este dificil să aduci într-un studio de televiziune un ministru, primarul general și președintele unei fundații. Eu am fost împreună în nenumărate interviuri și întâlniri cu cei care decideau la ora respectivă în plan politic în România și nu numai. Deci statutul meu de primă balerină în România deschidea uși. Când a izbucnit scandalul din 2003,
repet, ieșirea a fost într-adevăr foarte marcantă, nu numai pentru mine, pentru întreaga mea familie. Ce s-a întâmplat, Simona? Spune-le telespectatorilor, spune-le celor care nu știu și spune-ne adevărul, pentru că e foarte dureros. Încă mai este pentru tine? Eu nu vreau să mă definesc printr-un eveniment negativ. Cred că este suficient dacă spun că, într-adevăr, în 2003 cariera mea a încetat abrupt. Câți ani aveai? 33, cred. Ai mai fi putut continua? Categoric aș mai fi putut continua. Există suficiente informații pe internet despre acel eveniment, dar refuz să mă definesc, chiar dacă el înseamnă un final de carieră. Simona, se întâmplă lucrurile astea în continuare. De altfel, de acum câțiva ani, nu? Tot felul de actrițe, de simboluri ale Hollywoodului au mărturisit cum au fost abuzate, nu? Cum au fost hărțuite sexual de diversi producători, regizori și a luat o amploare teribilă. Încă se mai fac dezvăluiri, nu? Încă zilele astea, de exemplu, am aflat despre unul dintre personajele principale din filmul Totul despre sex, da? Că a abuzat la fel femei, le-a hărțuit sexual, nu știu. Tu ai trecut prin asta și era 2003. Doar 2003. Repet, informații puteți găsi pe internet și atunci când nu vreau să vorbesc despre un lucru, nimeni nu mă poate convinge să vorbesc. Da, te întreb, pentru că tu spuneai că îi cunoșteai pe politicieni, îi cunoșteai pe cei care aveau puterea și decideau. Aici trebuie să corectez, nu eu îi cunoșteam, ci ei mă cunoșteau, în sensul că la Opera Națională București, frecvent, oameni politicieni, oameni cu potențial financiar aveau loje rezervate, da? Deci opera în sine, atât spectacolele de canto cât și cele de balet, întotdeauna în istoria culturii și în istoria civilizației umane a reprezentat o formă degustată în principal de aristocrație, de nobili. Și atunci? Și atunci, deci nu dacă eu ei, cunoșteam, ei te cunoșteau ei, pentru că te văzuseră pe scenă, pentru că erai un simbol, nu au făcut nimic ca tu să rămâi în continuare prin balerină? Cine era ministrul culturii atunci? Repet, a treia oară, aceste informații le puteți găsi pe internet. Cred că ar trebui respectat zona mea privată și viața mea. Tu ai dispărut de pe scenă, Simona. Am vorbim despre dispărut de pe scenă, dar nu am dispărut de pe din acest domeniu. Viața mea a continuat. A fost momentul în care am întâlnit-o pe Mihaela Tonița Iordache, unul dintre cei mai importanți critici de teatru, profesoară celebră, profesor universitar, doctor la un ATC. Este cea care în acel moment mi-a propus să scriu o lucrare de doctorat și mi-a și fost conducător științific de doctorat și mi-a deschis un alt capitol în viața mea în care astăzi, de altfel, mă aflu. În operă m-am întors după câțiva ani când am devenit directoarea baletului. Mie mi se pare baletului. Că ai depus armele cam ușor, sincer. Eu, cu mintea mea de acum, cu experiența mea de acum, bine, tu aveai 33 de ani. Eu, la 48 de ani, gândesc cumva altfel. Poate și tu acum gândești altfel. Poate te gândești că ai fi putut să faci mai mult. Poate te gândești că ai renunțat prea repede, prea ușor. Noi nu știm prin ce ai trecut tu. Dar cu toate astea, după 15 ani, să nu mai fi lăsată, să renunți tu pentru că n-ai avut încotro, să fii așa cum te vedem în imaginile astea, bănuiesc că n-a fost deloc ușor. Că ai fost forțată cumva să abdici? Florentina, eu vreau să mă definesc prin ceea ce am creat. Ceea ce vedem aici, ceea nu? Ce am în reușit imagine, să stârnesc publicului meu și mai puțin prin acele evenimente care rămân ale mele. Dar ce ale sfaturi familie? Ai da, de exemplu, dacă nu am se niciun întâmplă sfat să dau. Lucruri de genul ăsta. E absurd. Nu am niciun sfat. Fiecare procedează cum consideră. Nu există sfaturi în
în viață. Ei, nu. 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 Pot deci... să vă vorbesc eventual despre ce am reușit să fac ca directoare a baletului, întorcându-mă după 6 ani. De la acel incident, după 6 ani, sub direcția generală a lui Cătălin Ionescu Arbore, în urma unui concurs pe care l-am dat cu un proiect de 5 ani, am ajuns directoarea Baletului Operei Naționale București. A fost și ăsta un vis, nu? Pe care nu neapărat ți-ai dorit să ți-l împlinești? Nu, nu visez la funcții. Nu visez și în general și în anii care au trecut... Și recent, destul de frecvent mi se propun tot felul de funcții, însă nu le vânez, nu mi le doresc, însă dacă din nefericire nu le pot evita, încerc să le fac foarte bine. Însă, într-adevăr, ca directoare a Baletului Operei Naționale București, am adus niște spectacole foarte importante, poate pentru prima dată în istoria baletului din România, dansatorii români au putut interpreta ei înșiși lucrări ale lui George Balanchine, creatorul baletului american, Irgy Kilian, Edward Klug, William Forsythe. Sunt spectacole pe care, de asemenea, familia mea a fost unul dintre sponsorii acestor evenimente. Și amintesc acest lucru pentru că, iarăși, din nefericire, instituția sponsorizării în România nu este deloc susținută, nu este promovată. Oamenii devin foarte suspicioși în momentul în care cineva sponsorizează o acțiune, susține un eveniment cultural, toată lumea se uită foarte suspect. Ar trebui să învățăm să le mulțumim celor care susțin financiar evenimente cultural-artistice. Iată, familia mea a făcut acest lucru. Sunt convinsă că în istoria operei există și alte familii importante care au susținut dezvoltarea culturală a acestei instituții. Deci viața ta a cunoscut așa o schimbare și dramatică și completă, nu? Din ceea ce făceai la un moment dat și ceea ce ai continuat să faci, poate cu aceeași satisfacție sau mai mică satisfacție, nu știu. Tu... Imensă, cu satisfacție, așa. Imensă. Satisfacția este dată de implicarea pe care o ai atunci când faci un lucru. Dacă implicarea mea este 100% și îmi reușește, satisfacția este imensă. Satisfacția nu este dată de vizibilitate neapărat, că nu mai sunt pe scenă, nu mai sunt în prim plan. Dar uite, astăzi sunt în prim plan. Și bucuria dansului? Ai trecut-o în plan secund? Bucuria dansului este atunci când elevi sau studenți de-ai mei reușesc în domeniul artei dansului. Eu în prezent pregătesc, formez viitorii profesori. Da. Atunci când ei au la rândul lor rezultate, asta este cea mai mare satisfacție pentru mine. Cât ai stat la cârma companiei, ca să zic așa, ce ți-ai dorit și n-ai reușit să se întâmple din cauza mentalităților, poate mai învechite, poate a rigidității sau poate chiar din cauza faptului că nu reușim să aducem mai multă încurajare. Apropo că te-am întrebat ceva mai devreme, cât de încurajați sunt copiii de mici să facă performanță și să primească recompensă, pentru că nu se întâmplă asta. Tu știi mai bine lucrul ăsta, se perpetuează. Tu aveai, acum vreo 37 de ani aveai 15 ani, ca să zic așa. Dar iată, suntem în 2021-2022 și în continuare copiii în România nu sunt încurajați, lăudați. Pentru că motivul e că și-o iau în cap. Da, este o greșeală pedagogică. Având șansa să vizitez marile școli de balet, pentru că... Unde ai fost? Pe unde? Dă-ne niște nume. Am fost și la Vaganova, am fost și la Opera din Paris, Școala Operei din Paris, am fost și la Academia Teatru la Scala, adică opțiunea mea de a mă specializa în pedagogia dansului n-a venit ca un moft sau pentru că n-aveam ce face și cineva mi-a dat ceva să lucrez. Nu, chiar mă pasionează, pentru mine este știință și artă pedagogia dansului. Și acolo am observat un lucru pe care nu există în România. Atunci când un copil, când un elev
reușește să execute un element de tehnică cu un grad ridicat de complexitate, profesorul oprește clasa și îi îndeamnă pe elevi, pe colegii săi, să-l aplaude. Serios? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei de mici sunt educați să se aprecieze și să se recompenseze unii pe ceilalți, nu să colporteze unii împotriva celor sau să privească negativ reușita unui coleg. Reușita unui coleg trebuie să ne stimuleze, să vrem și noi să facem, să îndrăznim și noi la fel de mult. Dar asta, iacătă, în școlile de mare renume, se educă. Da. De copii sunt educați în acest spirit. Deci avem nevoie de educatori, de profesori cu spiritul ăsta, care să încurajeze, să stimuleze, nu? Pentru că eu mă gândesc, tu când executai un exercițiu, nu? Când aveai 10, 12, 15 ani, un exercițiu, într-un mod excepțional, dacă nu erai încurajată, aplaudată sau nu ți se spunea bravo, bravo, Simona, nu, îți dădeai seama că l-ai făcut corect? Nu am fost în sensul acesta aplaudată sau încurajată. Dar cum îți dădeai seama că ești bună și că faci lucrurile bine? Păi, cred că aveam 13 ani atunci când pentru prima dată am fost selecționată să merg la unul dintre cele mai mari concursuri din lume și a luat foc toată școala. Atunci, normal, a luat foc toată școala în sensul foarte pozitiv. Eram în secunda a doua am devenit vedeta școlii. Deci, așa îți dai seama că ești foarte bun, dar... Eu am fost educată în anii 80, când școala era foarte riguros făcută, cu foarte multă responsabilitate. Și am avut profesori, Simona, excepționali și mulțumesc că mi-ai amintit profesorul Constantin Marinescu, cel mai mare formator de soliști balerini. Din mâna lui au ieșit cei mai buni balerini băieți, dar el se ocupa deopotrivă și de fete la clasele de repertoriu. Doamna Marilis Carda, profesoara mea de clasă la care am absolvit liceul de coreografie, doamna Anca Mândrescu, o minune de om, o enciclopedie în ceea ce înseamnă baletul și nu numai baletul, cultura, arta, artele plastice. Doamna Marilis Carda, pe care am iubit-o, am admirat-o, i-am admirat elevele pe care le lucra, foarte mulți, Ana Vâlcu, Ana Carianopol, de asemenea, oameni excepționali, foarte responsabili. Nu ne mângâiau pe cap, nu ne aplaudau și nu ne spuneau bravo, însă, nu știu, era ceva în atitudinea lor, pe de-o parte. Pe de altă parte, existau foarte multe selecții la nivelul școlii. Cei care merg la concursuri, cei care intră în spectacolul școlii. Nu ca astăzi această vânzoleală, acest consum, toată ziua, bună ziua, sunt la tot felul de concursuri de balet pentru amatori, care nu, în opinia mea, nu sunt prea bune în ceea ce privește formarea unui viitor balerin profesionist. Practic, tu îl scoți, îl întrerupi acel proces de formare. Dar nu vreau să ating acest subiect în acest moment. Vreau cât doar să le mulțumesc profesorilor. Rigoare. Disciplină și rigoare se face cu muncă multă și cu corecții multe. Arta dansului se fundamentează pe disciplină profesională, nu se poate altfel. Poate că un scriitor, un compozitor, un pictor lucrează cu el și el are nevoie de o indisciplină personală, dar lucrează acasă, singur, când vrea, cum vrea. În domeniul artei interpretative, a dansului, teatrului, muzicii, toate aceste arte se fundamentează pe o disciplină profesională, o disciplină individuală, dar și cea profesională, depinzi de ceilalți. Tu nu te exprimi de unul singur. Apropo de asta, eu nu aș fi reușit să cuceresc publicul dacă nu aș fi avut partenerii extraordinari. Tiberiu Almosnino, Cristian Crăciun, Alin Gheorghiu, Mihai Babușcă, George Postelnicu. Sunt foarte mulți cărora le datorez. Dacă ei nu m-ar fi purtat deasupra scenei cu atâta grație și atâta grijă, pentru că o balerină nu poate să se expună dacă nu este susținută de parteneri. Și eu cred că ei mi-au dăruit mai mult de atât, adică i-am simțit ca pe niște îngeri.
a fost un privilegiu și le mulțumesc din toată inima, din toată inima. Atâtea aplauze, nu? Și atâtea inimi la picioarele tale, nu? În lacul lebedelor. Când te-ai pregătit, mi-aduc aminte de filmul lui Natalie Portman în Lebădea Neagră. Nu l-am văzut. Doamne, teribil. Nu l-am văzut. Nu l-am văzut. N-ai vrut? N-ai vrut să-l vezi? Nu, eram foarte ocupată. Nu, eram... Nici mai târziu mă nici gândesc. Mai târziu, că, deci, nici mai târziu, deci trecuse momentul și... Da. E un film făcut pentru publicul larg și da, pentru... Da. Adică are alte aspecte în vedere pentru a aduce câștiguri. Dar nu știu în ce măsură are legătură cu realitatea noastră. Însă, dacă tu spui că am avut multe inimi la picioare, nu știu ce să spun. Eu trebuie să spun asta. E sălile pline. A, nu, din punctul ăsta de vedere, da, îmi aduc aminte că am susținut împreună cu doamna Ileana Iliescu la începutul anilor 90 primul turneu după 10 de ani cu Lacul Lebedelor în Coreea de Sud. Sălile erau toate de mărimea sălii polivalente de la noi, ceva enorm, imens. Mii de locuri. Iar erau arhipline, publicul era până aproape de scenă și mi-amintesc o secvență absolut hilară. Terminasem spectacolul de Lacul Lebedelor, colegii mei se îmbrăcaseră, ieșiseră la autocarul care stătea în spate și aud, mai eram câteva fete, inclusiv eu, zgomot ca și cum se dărâmă ceva. Fetele au plecat și au venit să-mi spună hai mai repede că e public în spate, public mare. Și când am ajuns în spate, erau ușile din sticlă, cred că erau sute de oameni care înconjuraseră autocarul în care erau colegii mei. Iar eu făceam semne să mă ajute cineva pentru că nu puteam să ies să fac culoar printre oamenii care așteptau autografe. Deci ăla a fost cel mai hilar moment din viața mea. Și în același timp mă bucuram, dar în același timp eram și speriată pentru că nu mai trăisem așa ceva în viața mea. Acel turneu a fost extraordinar, am avut cu toții, nu doar eu, pornind de la... echipa managerială, până la oamenii, tehnicienii care ne-au însoțit, orchestra, am mers cu orchestra filarmonicii din Cluj atunci. A fost un turneu extraordinar, după zeci de ani România nu mai ieșise cu Lacul Lebedelor. Deci doar un amănunt, doar un aspect, când am dansat pentru prima dată în Germania, nemții când sunt entuziasmați bat din picioare și eu nu știam acest lucru și am avut senzația că este cutremur. Și am vrut să fug din mâinile partenerului meu la brațe. Oh, Doamne. Și el mi-a șoptit, nu, bat din picioare pentru că sunt entuziasmați. Noi am deschis în acel an, în 1993, festivalul de la Salzburg și pur și simplu am fost șocată, tot așa avusese loc într-o sală imensă și întreg publicul bătea din picioare. Sigur că sunt amintiri pe care le voi păstra pentru totdeauna. Istoria de viață a unei prim balerine nu poate spuse fi decât așa, un repede. Roman. Deci aș vrea să mai vii, să revii și poate cândva o să citim undeva, într-un colț de internet, sfaturi date de Simona Șomăcescu despre cum să ne păstrăm picioarele frumoase cât mai lung timp. Pentru că mă gândesc că nu sunt medici nutriționiști, nu sunt terapeuți care poate să arate atât de bine, așa că ai atât de mult bagaj de cunoștințe și de învățăminte pentru toată lumea, doamna profesoară, nu numai să-i înveți și să-i specializezi la facultate, ci și pentru publicul larg, nu? Ne plângem mereu de picioare grele, retenție de apă și mă uit la tine cum arăți și zic, wow! Există o adevărată industrie, cea a fitness-ului și te sfătuiesc să îți inviți un antrenor de fitness care să te sfătuiască. Eu mă ocup cu arta dansului. Da, dar nu putem să facem abstracție de picioare, că la ele mă refer. Știi, la ele... chiar există un titlu, puteți găsi pe internet, așa? Că o balerină nu dansează din picioare, cântă din picioare. Da. Deci la noi lucrurile sunt mult mai subtile. Deci e clar, nu o să aflăm niciodată prea multe lucruri, pentru că sunt bine acolo, într-un mister ascunse. Nu o să-l descifrăm prea curând. Florentina, ce caracterizează o femeie? Misterul. Exact. Ea nu trebuie să arate. Chiar trebuie să tot. Sugereze.
Draga mea, îți mulțumesc tare mult pentru minutele astea pe care le-ai împărtășit cu noi. Aș fi vrut mai multe să avem, să putem să oferi mai multe, dar timpul ne presează, așa că pe final, uite, dă-ne o sugestie pentru zilele astea de Crăciun care vor urma, pentru că da, nu, weekendul următor vine Crăciunul, vine Moș Crăciun. La în ce spectacol rând, să mergem? Da, în primul rând, îți mulțumesc acasă. Ție personal, Florentina, ești o gazdă extraordinară, m-am simțit minunat la tine în studio. E o emisiune pe care, repet, am spus în deschidere, o urmăresc de ani de zile. Îți mulțumesc. În rest, există un spectacol minunat, Spărgătorul de Nuci, la Opera Națională București și invit pe toată lumea să-l vizioneze. Este subiectul baletului, este exact seara de Crăciun. Da. Și în rest, vizionați cât mai multe spectacole de balet, de dans modern, de dans contemporan. Arta dansului vă va îmbogăți pe fiecare dintre voi la fel de mult cum mă îmbogățește pe mine. Vă mulțumesc! Te îmbrățișez! Crăciun fericit cu toți Crăciun cei fericit. Dragi alături și să ne revedem cu bine! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare de Crăciun împreună aici cu maestra Sofia Vicoveanca. Iar pe 26 decembrie am pregătit o ediție de colecție Remember Stella Popescu. Toate cele bune! Pe curând!